Săptămâna trecută, Moldova și Uniunea Europeană au încheiat negocierile pentru crearea zonei de comerț aprofundat și atot cuprinzător. Very happy to be in sunny Chișinău today with good news. As you know, the good news is that as you just heard, we have completed at working level our negotiations on DCFTA. După ce funcționarilor de la guvern le-a mai trecut din impresiile puternice și admirația la subiectul am mai făcut un pas spre Europa, au început să iasă la suprafață detalii interesante. Temerile experților și agenților economici că ridicarea barierilor vamale din calea produselor europene va transforma Moldova într-un stat consumator, iar producătorii autohtoni, în special cei din agricultură, vor falimenta, s-au confirmat. Fiind prezent la o emisiune televizată, conducătorul grupului de negociatori, ministrul adjunct al economiei Octavian Calmâc, a avut neatenția să declare că după liberalizarea comerțului cu Uniunea Europeană va scădea potențialul de export al unor ramuri neimportante ale economiei și prezența lor pe piața internă. Sub termenul de ramuri neimportante, domnul Calmâc a avut în vedere în primul rând agricultura. Pe termen scurt, anumite sectoare care nu sunt competitive în prezent, posibil că își vor micșora potențialul lor de export sau ponderea lor pe piața internă. Însă doar e vorba de niște sectoare minore care nu au un impact enorm asupra economiei naționale. Și care sunt aceste sectoare minore despre care... Deci, sunt sigur că un impact pe termen scurt va fi în sectorul agricol, care urmează să este fie sectorul consolidat. Agricol cumva un sector minor al economiei? Deci ponderea sectorului agricol deja în produsul intern brut al economiei naționale este de 14% și este în diminuare de la an la an. De ce? Eu nu zic că din punct de vedere economic este un pic minor, din punct de vedere social, într-adevăr, are un impact mai mare. În replică, organizațiile din ramura agricolă i-au recomandat lui Octavian Calmâc să studieze cu mai multă atenție structura PIB-ului și influența asupra lui a sectorului agrar. Вместе с перерабатывающей промышленностью эта цифра превышает 20%. А если взять еще и смежные отрасли, на которые сельское хозяйство имеет значение для их нормального равномерного развития, как то транспорт, как то торговля, как то сфера обслуживания, то мы можем с уверенностью сказать, что влияние сельского хозяйства и пищевой промышленности доходит напрямую и косвенно где-то до 35-40% валового внутреннего продукта. Iar cât privește importanța socială a agriculturii, față de care viceministrul economiei are o atitudine atât de neglijentă, pentru Moldova ca stat agrar, ea este una enormă. Более трети всего трудоспособного населения занято в сельском хозяйстве. Сельское хозяйство является, пожалуй, самой важной отраслью экономики в социальном плане, потому что никакая другая отрасль не имеет такого значения для поддержания целого слоя, такого как село, как сельская местность. А в сельской местности у нас проживает 53%. Поэтому, когда нам говорят, что сельское хозяйство – это незначительная отрасль для нашей экономики, конечно, это, мягко говоря, преувеличено, я думаю, что смахивает на безответственное заявление. Vorbind despre încheierea negocierilor pe marginea acordului cu Uniunea Europeană în termen record de 16 luni și de acele mari beneficii pe care le va oferi noul regim economiei moldovenești, guvernul, din motive neclare, refuză categoric să publice detaliile textului documentului. În principiu, se țin de detaliile negocierilor, care acum, la moment, nu pot fi făcute public, atâta timp cât nu s-a finalizat, de fapt, toată procedura legală care ține de consolidarea textului juridice. Imediat ce vor fi disponibile aceste informații, vă le-am prezentat în detaliu cu toate analizele necesare. Acest nivel sporit de securitate nu poate să nu pună în gardă politicienii, comunitatea de experți și mediul de afaceri. Joia trecută, fracțiunea PCRM a cerut să fie chemat în Parlament ministrul economiei să ofere detalii. Это соглашение, которое готовится в тайне от общества и в тайне от парламентариев, граничит с предательством национальных интересов, по крайней мере, с предательством интересов национальной экономики. Мы настойчиво требуем на следующее заседание министра экономики суда с исчерпывающей информацией.
Însă majoritatea parlamentară nu s-a lăsat impresionată de posibilele probleme care vor lovi în economia națională. Producătorii agricoli cer de la guvern acțiuni imediate, să recunoască în regim de urgență agricultura drept ramură strategică și în cei 5-7 ani cât va dura perioada de tranziție și se vor diminua taxele vamale, să încerce să atenueze consecințele semnării acordului cu privire la comerțul liber. Pentru asta este necesar de a majora la maximum finanțarea agriculturii, de a-i oferi facilități fiscale, de a atrage fonduri externe pentru sporirea competitivității producției agricole autohtone. Если в ближайшие 2-3 года мы не проведем модернизацию сельского хозяйства, через 5 лет производители сельхозпроизводители будут разоряться все больше и больше. Некоторые отрасли, как то животноводство, например, свиноводство и производство крупного рогатого скота исчезнут. Еще раз повторяю, что социальные последствия будут очень серьезными, потому что вместе с сельским хозяйством, в принципе, будут исчезать села.